Colonelul Viorel Matei, împuternicit inspector șef al Inspectoratului de Jandarm Județean Dâmbovița, a făcut parte din delegația Crucii Roșii Dâmbovița, care s-a aflat săptămâna trecută în Republica Moldova. Șeful Inspectoratului de Jandarm Județean Dâmbovița, pe lângă implicarea activă în îndeplinirea acțiunii umanitare din raioanele Ștefan Vodă și Ialoveni, și-a făcut timp și a onorat invitațiile de a vizita Inspectoratul de Poliție Ștefan Vodă, Inspectoratul de Poliție Ialoveni și Secția de Situație Excepțională Ialoveni Pompieri. Pentru câteva zeci de minute, șeful jandarmilor dâmbovițeni a fost oaspetele șefului Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă, locotenent colonel de poliție Andrei Trofimov. Cei doi au discutat diverse teme legate de activitatea instituțiilor pe care le conduc. Trebuie să avem oamenii mai mult în teritoriu. Corect. Dar în schimb mai facem pregătire cu oamenii, mai intrarea în serviciu, 10 minute, un sfert de oră. 10-15 minute, da, chiar înainte de a intra în serviciu, dar le mai spune cea mai formă nouă. Ce... Colonelul Matei Viorel Dumitru, împuternicit inspector șef al Inspectoratului de Jandarm Județean Dâmbovița, i-a oferit șefului Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă o plachetă din partea generalului de brigadă Marin Andreiana, inspector general al Jandarmeriei Române. Eu vă mulțumesc mult. Să o păstrez într-un loc văzut. Cu cea mai înaltă stimă și considerație din partea Inspectorului General Jandarmeriei Române, general de brigadă Marin Andreiana. Da, mulțumesc mult pentru pare bine că ne-am întâlnit, colegule. Da, și cu siguranță vom ține legătura. Sperăm să mergem și să... Și locotenentul colonel de poliție Pavel Fiodor Damaschin, șeful Inspectoratului de Poliție Ialoveni, a fost o gazdă primitoare pentru comandantul Jandarmeriei Dâmbovița. Aceștia au discutat probleme legate de activitatea pe care o desfășoară instituțiile. Vreau să vă spun că eram puțin mai devreme la școala gimnazială din Grigore Vieru din Ialoveni, distribuiam pachetele pe care le-am pregătit prin Crucea Roșie, când m-a sunat inspectorul general al Jandarmeriei Române și m-a rugat să nu uit să trec și să transmit salutul nostru camaraderesc colegilor din poliție și din situații de urgență. Ca și la Ștefan Vodă, colonelul Matei Viorel Dumitru i-a oferit șefului Inspectoratului de Poliție Ialoveni o plachetă din partea generalului de brigadă Marin Andreiana, inspectorul general al Jandarmeriei Române. Avem o plachetă din partea Inspectorului General al Jandarmeriei Române. Chiar a și insistat. Da, vă mulțumesc mult. S-a făcut o vizită și la secția Situații Excepționale a raionului Ialoveni. Șeful secției Situații Excepționale Ialoveni, Ion Bușcmachiu, a făcut o prezentare a activității pe care o desfășoară. La finalul întâlnirilor, concluziile au fost că și în viitor trebuie să se stabilească o strânsă colaborare între instituțiile din Republica Moldova și cele din județul Dâmbovița.